cu o zi înaintea tuturor, iPhone 15 Pro Max Natural Titanium. Și nu mai vine să credeți, uitați. 17.208 lei, da? Piu, piu, piu! USB-C. Așa diferență uriașă să fie. Bă, tu vezi? Diferența este uriașă. Pare un pic mai plasticos spatele ăsta, un pic mai sticlos. Bună seara, Sibile! Îți cu lapte, îți cu vlog, îți cu bună dimineața. Trezirea. Îți cu bună dimineața din parcarea subterană Afi Cotroceni, frații noștri de o viață, Jonuțule. Am venit să lăsăm mașchineta la spălat pentru că astăzi ne îndreptăm către Mioveni și Sibiu. Avem super nebunie în ambele orașe. Ne așteaptă un ATV pe care îl vom da cadou la Mioveni, Jonuțule, după care, dacă mi-amintesc eu bine, acum 2 ani de zile când am fost ultima oară la Sibiu Music Fest, ne-am strâns 75.000 de suflete. Deci imaginați-vă ce ar trebui să fie în acest an, Jonuțule. Dar acest intro nu este despre asta, este despre faptul că după ce plătești taxe în valoare de 100.000 de lei, Jonuțule, trebuie să te refreshuiești cumva. Trebuie să-ți dai un pic de rehype ca să te trezești la realitate. Și da, știu că mă bucur de el de ieri pentru cei care se uită și pe Instagram, Jonuțule, însă nu mă bucur în adevăratul sens al cuvântului, pentru că deși în fiecare an primesc telefonul cu o zi înaintea tuturor, nu am voie să-l activez până când nu se lansează oficial. Așa este normal să se întâmple, motiv pentru care fratele vostru vă arată în premieră mondială, dar încă neactivat, pentru că am vrut să-l activez alături de Cori, Jonuțule, noul iPhone 15 Pro Max. Să sunteți curioși, vă tizuiesc un pic și pe YouTube cum am făcut-o și pe Instagram, Jonuțule. Stai așa să facem faza aia frumoasă. Este Natural Titanium Grey, dar eu acum dacă vi-l arăt, el este direct cu spatele, pentru că i-am scos foliile de pe el și n-aș vrea să-i vedeți spatele, pentru că este toată frumusețea, motiv pentru care l-am întors acum cu mânuța. Hăți, Jonule, asta este fața, puteți vedea că este neactivat. Imaginați-vă, vă rog frumos, ce înseamnă să ai noul iPhone de ieri de la ora 17:00 și efectiv să nu poți să-l activezi, pentru că așa este elegant să-l activezi când toată lumea o face, Jonuțule. Uitați-vă, vă rogulus, frumosulus, cum arată noul gri Natural Titanium Motherfucker House. Ne-am murdărit de engleză la guriță, cu inox pe lateral, Jonuțule, bine, inox, culoare de inox, este tot titan, nu mai lucește, lucru care mă bucură enorm. Ca să vedeți că lucrurile sunt reale, ăsta este telefonul meu, care este un iPhone 14 Pro Max, care a fost negru, după cum vedeți, sertărașul de la SIM, dar a avut și spatele schimbat, și display-ul schimbat, și muchia schimbată. Ce vreau eu să vă arăt este cât de tare e diferența între titan și crom ăsta, care mi se pare obosit și vechi, dar gata. Ne oprim din review aici, pentru că nu vreau să fac review la o backchior de mașină în subterană, în parcarea de mall, Jonuțule. Mergem să-și ia și Cori telefonul. Vreau să-mi iau și eu niște capete în plus de încărcătoare, pentru că mi-am pierdut încărcătoarele de concerte. Ăsta e noul cablu, e din cârpă, e USB-C, dar vorbim mai mult acasă la Cori, Jonuțule, unde mai poposim o dată ca să activăm telefoanele înainte să plecăm la concertele. I'm so happy, oh so happy. Revenim din Apple. Deci, Jonule, uitați-vă la pielea de găină de pe mine. Știi când știi că ai muncit cât trebuie? Când vii în magazinul Apple la ora 10:30, unde mai ai oprit un iPhone 15 Pro Max pentru Cori, dar ai deja unul în mână. Adică nu ești ca și cum pielea, înțelegeți voi ce vreau să zic? Suntem la parte, de fapt nu parte, la prietenii noștri, că dacă erau partenerii, aolo, ce bine era. Sunt de la prietenii de la Apple, Jonuțule, și uitați-vă cum arată coada, da? Dar na, cine știe să-și facă rezervare și știe să-și facă treaba cum trebuie, ca la carte, vine și speră să iasă lucrurile cum trebuie. Este nebunie în magazin, de fapt, cred că e nebunie în toată lumea în ziua de astăzi. Că bănuiesc că este ziua oficială a lansării worldwide, nu? Ce s-a lansat înainte, undeva? Nu. Așadar, haideți să punem mâna pe cel mai tare telefon. Uitați-vă, bine, am pus deja. Uitați-vă cum este și bannerul acolo. Eu nu înțeleg, nu cred că cineva va alege altă culoare. Poate doar cei care vor să epateze cumva, dar Natural Grey ăsta e zășit, cum s-ar spune. Revenim. Îți, Jonuțule, îi dau cu rec pentru a vi-l arăta pe al nostru cam ce viteză are la montat de folii, pentru că în momentul în care plăteam, l-am văzut acolo la counter montând folie pentru alți oameni și nu mi-a venit să credeți. Uitați, uitați să-l vedeți, bă, că are și bine, e drept, e și dotat cum trebuie, care device-ul ăla șmecher. Normal că punem folie, normal că deocamdată nu punem husă, dar trebuia să vi-l arătăm cât de șmecher este, pentru că are eu. Asta a fost tot, mă? Atât, gata, i-am dat cu Doamne ajută să nu se spargă. Mamă, Jonuțule. Și... aici celelalte fete, iată că l-a desfăcut și Cori, iau de cum stă cu el în mânuța acolo, mâncalar tata. Suntem dotați. Am luat toate iPhone-ele 15 Pro Max din România, Jonuțule, mâncalar tata. Ia uite, al meu e deja l-am foliat. Și acum, pentru transparență maximă, fraților, ca să n-auzim bălăriuțele, v-am spus de ieri că al meu este în mâna mea de ieri, iar cele cumpărate astăzi au fost 17.208 lei, da? Ca să n-auzim din alea cu mocancel, cu clasice, că m-am obosit de atâția ani, fraților, și ca să punem și punctul pe i atunci când este nevoie, să știți că există toate instituțiile necesare în acest stat, care să
verifice dacă noi muncim cum trebuie sau nu muncim cum trebuie. Și sunt absolut sigur că, de fapt, ceva îmi spune că deja am fost și suntem verificați în continuare. Așa că nu vă mai faceți griji, există instituțiile care să-și facă griji. Noi lăsăm pe băiatul nostru să monteze foliuțele, după care mergem acasă la Cori și revenim cu review-ul ăla monstru, fraților. Ia vedeți, fraților, că dacă toți suntem în magazin, să le vedem și noi și pe negru. Ăsta este negru, tot titan și vorbim de 15 Pro Max. Ăsta este 15 Pro, dar mititelul. Stai să... Vreau să evit momentul ăla cringe în care telefonul o să facă acum piu, piu, piu. Dacă nu vrea să iasă, nu vrea să iasă, Jonuțule. Stai că a venit șeful să ne ajute. Nu, ăla a ieșit. Ăsta n-a vrut să iasă. Ia, ce e ăsta? 15 Pro White, nu? Cred că ăsta e white-ul, nu? Ia uite. Ce ți-am zis, mă? Ce ți-am zis, mă? Că am eu talentul ăsta. Când e să piuie, piuie. Așa, avem 15 plus normal pe varianta aurie. Bă, vreau să vă spun o chestie. Din toate review-urile pe care le-am văzut, păi da, e gold, gen. Ăsta e, nu-i gold? Yellow ăsta mi se pare interesant. Dar, din păcate, este numai la varianta normală, nu varianta pro. Și ăsta e tot un black, dar varianta simplă, Jonuțule. Da, foarte frumoase. Sincer vă spun, sunt pro acest nou design, pentru că eu cred că tot ce este lucios este deja demodat. Nu cred că se mai poartă lucios, cred că ne întoarcem către o modă care se bazează foarte mult pe nefinisat, tocmai de aceea și în construcții există betonul care este nefinisat și există toate detaliile astea care ne fac să înțelegem că ce e finisat deja nu prea e la modă. Hai la treabă! Jonuțule, oficial am reușit să îmi completez telefonul cu aplicațiile exact așa cum erau și înainte. Avem aici noul iPhone 15 Pro Max, încă nu este aranjat, este haos la favorite, însă cam asta este diferența între iPhone 15 Pro Max și iPhone 14 Pro Max, Jonuțule. Dacă ar fi să discutăm în primul rând despre aspect, din punctul meu de vedere îmi pare și un pic mai subțire, pe lângă faptul că mi se pare mult mai ușor, lucru care de fapt este o greșeală. Nu că mi se pare mai ușor, este mai ușor, este o chestie pe care am auzit-o încă din prezentarea de la Apple, Jonuțule. O să discutăm direct de chestiile care sunt epatante la noul model, pentru că după cum bine știți, primim lucruri care să ne placă la telefoanele astea noi, dar nu prea multe, ca să mai poată fi dispersate și la lansarea următoarelor modele. Este un marketing cu care ne-am obișnuit deja de ceva vreme. Suntem un pic pe fugă pentru că trebuie să decolăm după concerte, după cum bine știți. Un motiv pentru care o să alergăm și review-ul, noul cablu care este acum în ambele părți USB-C. O chestie care mi se pare că simplifică foarte mult lucrurile. Acum cu un singur cablu îți vei putea încărca aproximativ toate device-urile. Dacă n-ai un device mai vechi de 2022, eu zic că este sigur reîncărcabil pe bază de USB-C. Cu capătul vechi, pentru că n-au apărut încă plug-uri de priză noi, tot fast charging, cel care este rotunjor la capete. Este mișto că acest nou cablu este ca la Mac-uri, nu mai este din cauciucul acela, este dintr-o cârpă care eu consider că este mult mai rezistentă, vorbim de un textil, hai să nu-i spunem chiar cârpă. Este mult mai flexibil și cu siguranță nu se va mai rupe aici la capete pentru cei care chiar forjează cablurile de telefon. Și acum un test pe care, băi fraților, sincer, nu l-am făcut. Atât de alergați am fost încât n-am apucat să ajungem în unul dintre cele mai importante aspecte ale telefonelor, și anume camera. După cum vedeți, i-am spune încă mă învață modurile portret și toate astea, lucru care confirmă faptul că eu nu am intrat în cameră până acum. E drept, camera de la telefonul meu era și una destul de alergată. Haideți să ridicăm brightness-ul la maxim, pentru că așa se face o probă cât se poate de curată. Și acum haideți să ne uităm prin display. Wow! Wow! Așa diferență uriașă să fie, sau să fie oare și display-ul meu care este destul de hărtănit. Am să iau telefonul Corinei, care știu cu siguranță care e display-ul original, pentru că mi-este teamă că nu fac un compare natural. Băi, frate, ăla-i compare-ul, ai nebunit? Deci nu-ți vine da, să... Da, și al meu e. Păi da, și al tău e, dar e camera originală, frate, uitați-vă ce diferență, ești nebun? Deci uitați-vă ce diferență de luminozitate, de claritate, mi se face pielea de găină, ești nebun? Bun, în altă ordine de idei, hai să încercăm și portretul, doar că nu avem un subiect, dar în primul rând vedem că este un pic mai zoom out și uitați-vă ce diferență de stabilizare, fraților, stai să nu țip, că e microfonul în gura mea. Deci uitați-vă ce diferență de stabilizare, da? Bă, tu vezi? Mă, tu vezi ce diferență de stabilizare este? Wow, mi se pare senzațional. Deci mie îmi tremură mâinile la fel, da, mai ales că mâinile mele sunt unite, da? Și uitați-vă ce diferență de stabilizare, foarte important că ambele telefoane sunt pe același mod. Hai să vedem și cinematicul, pentru că astea sunt modurile care probabil diferă foarte mult. Extraordinar, fraților. Iar pentru cei care nu ne-au crezut, știți foarte bine faptul că un creator de conținut se bazează foarte mult pe camerele unui telefon, mai ales pentru că face content cu ele. O să-mi fac și un selfie cu ambele telefoane pe care o să-l postăm. Trebuie să recunosc că nu mi se pare... Ia, vino un pic și filmează. Nu mi se pare neapărat așa o diferență uriașă în materie de selfie. Mi se pare într-adevăr mult mai clară imaginea din stânga. Bine, nici nu e cea mai reușită lumină. Ești pe cinematic.
A, păi zi-mă așa, că nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Ok, acum suntem pe camera de selfie, da, da, diferența este uriașă și în principal vedem o diferență foarte mare în ceea ce privește luminozitatea, bineînțeles și claritatea, fraților, extraordinar. Da, astea sunt diferențele de cameră și sincer vă spun că, obiectiv vorbind, pe noi cel mai mult ne interesează diferențele de cameră. Pe parte de aspect, clar vorbim de un aspect care este discutabil. Cori mi-a zis că ei se pare mai cheap un pic, mai plasticos decât cele vechi. E drept, pare un pic mai plasticos spatele, ăsta un pic mai sticlos. Însă titanul ăsta lateral mi se pare mult mai cool. Ce este interesant este că mie teoretic îmi plăcea mai mult faptul că acesta era mai zgârios, dacă ar exista termenul, dar nu există. Ăsta e un pic mai rotunjit la muchie, ceea ce îl face să fie mult mai puțin strident la mână așa. Însă cu siguranță greutatea este un mare plus, un mare atu. Și marele piece de résistance, Jonuțule, este noul buton de silent pe care îl poți customiza. Telefonul deja m-a întrebat, dar n-am să intru acum în meniu pentru că probabil veți vedea și voi pe la foarte mulți revieweri care asta fac și vor face vloguri dedicate acestui telefon. Intri în setări și îți poți activa orice vrei în buton. Butonul nu se mai ridică sus-jos, precum la telefoanele vechi. Acum doar îl apeși și mai este o chestie pe care aș vrea să o testăm împreună. Deci, în momentul în care îl apeși odată, da, trece de pe sunat pe silent. A, nu, îl ții, ok, dacă îl ții lung, trece pe silent. Și în momentul în care ții lung, tu ai o grămadă de opțiuni pe care le poți alege. Silent, cameră, calendar, nu mai știu ce era pe acolo, do not disturb. Mi se pare interesant, normal că trebuia să ne agațe cu ceva, la fel cum la iPhone 14 insula de sus, dacă știți, a fost marele lor breakthrough. Iar noi ne-am bucurat precum niște copilași, dar încă o dată, pentru a nu părea că vorbim prostioare despre acest telefon, upgrade-ul este întotdeauna atât cât trebuie să fie, nu mai mult, dar nici mai puțin. Marketing extrem de calitativ, gândit de unii dintre cei mai tari din lume în această materie, Jonuțule. Abia aștept să fac content cu aceste camere senzaționale și abia aștept să văd ce se va întâmpla când vom uita camera și vom filma acum cu noul iPhone 15 Pro Max. S-ar putea ca diferența să nu mai fie atât de mare, evident că va fi, dar să vedem cum va arăta. Decolăm direct către concerte, Jonuțule, continuând să ne setăm telefoanele până în ultima secundiță și mărturisindu-vă așa cum trebuie, copilul din noi strigând că suntem extrem de fericiți și îi mulțumim lui Dumnezeu că ne putem permite aceste jucării, dar care sunt totuși și niște unelte de muncă. Revenim! Hăți, Jonuțule, într-un final am ajuns și pe platoul Făget din Mioveni. Este extraordinară atmosfera aici, vă rog frumos să vă uitați, este superb, în mijlocul naturii, iar aerul este, bă, mai curat ca în orice mijloc de oraș. De asta îmi place mie să mă retrag așa un pic de blocuri și de chestiuni. Avem aici în spate, Jonuțule, lângă domnul DJ care pregătește concertul ce va urma, primul ATV, de ce spun primul ATV care se va da cadou, pentru că acesta este cadoul de astăzi, din prima zi de CF Moto Day, Jonuțule, iar în spate aveți cel de-al doilea ATV care este ceva mai mare și care se va da cadou chiar mâine, adică astăzi în ziua în care voi vă uitați la vlog, așa că nu ezitați dacă vreți să concurați pentru cel de-al doilea ATV care este și mai mare și îl văd că este și 4x4, Jonuțule. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe Instagramul CF Moto Day, vedeți mai jos pozica, vă înscrieți la giveaway, dar trebuie să știți foarte bine că dacă vreți să intrați în posesia premiului, așa cum este și ATV-ul ăsta, Mititel, ia uite-l, ia uite cum îl trage fratele tău de roț, uite ce supărat este, trebuie să fiți aici prezenți. Eu acum mă duc la poze alături de oamenii mei dragi care mă așteaptă pe platou, unde am organizat o super zonă de meet and greet, după care la ora 4 vom extrage câștigătorul primului ATV, Jonuțule, este deja ora 3 și vom și cânta alături de toți oamenii care ne așteaptă aici cu sufletul la gură. Deci nu uitați, găsiți și linkul în descrierea vlogului, intrați acum pe Instagram CF Moto Day, băgați-vă la giveaway, ia uscurimă, hei, 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 și puteți câștiga cel de-al doilea ATV. Noi revenim din drumul spre Sibiu, Jonuțule. Am făcut și primul Insta Story de pe iPhone-ul 15 Pro Max. Doamne, cum se vede. Am trimis și prima poză. Aruncă-l, dă-l în pisici. Cum era să-mi sparg iPhone 15 Pro Max în prima zi, a? Cum era? Ce credeți, mă? Mi-am pus și folie pe el. Uite-te cum este display-ul ăsta, wallpaper-ul ăsta nou care a fost făcut special să se asorteze cu Natural Grey Titanium. Revenim. Jonuțule, Sibiu e monstru ca de fiecare dată. Nu vreți să știți ce este aici. Vai de viața mea. Piele de găină all the way, Jonuțule. Când ești gata, frate. Bună seara, Sibiule! Bună
dimineața, Gionuțule, nicio glumă, uitați-vă la ceas, 3 dimineața și nu uitați că la 10 jumătate eram deja la Apple în AFI, luam telefoanele. Deci dacă facem un calcul, dar nici nu știu dacă pot să calculez, 12 ore s-au făcut, stai puțin că noi am plecat acasă la 9 jumate, 12 ore la 9 jumătate și de la 9 jumătate la 3 dimineața mai înseamnă încă 21 cu 24, 3 ore și cu încă 3, 6, 6 cu 12, 18 ore de muncă, fraților. Bine, muncă. Da, stat degeaba în mașină și pe scenă și la poze. Am ajuns acasă, suntem fericiți, Cheluțu este cel mai fericit că își face și el treaba de noapte, Gionuțule, iar noi trebuie să le mulțumim în primul rând sibienilor și de ce nu și celor din Făget Mioveni. A fost o zi genială și normal că nu în ultimul rând îi mulțumim lui Doamne, Doamne, că suntem acasă sănătoși, Gionuțule. A fost o vineri ca la carte, Gionuțule. Astăzi nu facem absolut nimic, dormim, ne odihnim, fraților, pentru că odihna este cea mai de preț. Până una alta, nu uitați asta, subscribe, Dorian Popa, și să prindeți coțopelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și cea mai nebună energie. Noi suntem aici în fiecare zi înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă aștepta clasicul zâmbețel în colțul guriței, să nu uitați asta niciodată. Nu uitați să follow pe Instagram Corileve, eu sunt Dorian, follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea țineți ochiometrul pe www.dorianpopa.ro, pentru că acolo surprizele se țin lanț și chiar avem un nou proiect pentru voi. Să aveți o zi, o cafeluță și un weekend mirobolante. Se mișcă cum se mișcă ea, da, 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 e mintea mea. Dacă o privești odată nu mai poți uita. Nimeni nu se mișcă cum se mișcă ea.